Ioan Gheorghe Munteanu a câștigat al 6-lea mandat de primar al comunei Libling. Pentru următorii 4 ani, edilul va finaliza investițiile demarate, va continua implementarea proiectelor și va atrage fonduri pentru obiectivele propuse. Sunt proiecte în derulare. Sunt proiecte Panghel Saline aprobate care sunt în lucru, de exemplu, cum e asfaltarea satului Cerna, cum e DC-166, drumul de legătură între Libling-Cerna, cum e pe PNDR pistele de biciclete și alte proiecte în curs de derulare. Cele 3 menționate, primele, sunt finanțate, semnate contracte, mai puțin la cu DG-166, care așteptăm să vină să semnăm contractul, să desemnăm câștigătorul la licitație. Când a preluat primăria, Ioan Gheorghe Munteanu s-a confruntat cu mai multe probleme. Ajuns în scaunul de primar, a trebuit să achite datoriile făcute de fosta administrație. Abia apoi s-a putut concentra pe implementarea proiectelor. Și am început. Încet am deblocat conturile, am achitat datoriile, încet, încet. M-am sunat stânga, dreapta, m-am consultat cu primari, m-am consultat cu juriști ce proiecte și am început încet, încet. Și din bugetul propriu, puținul care le-am avut la închivenisit și de pe fonduri europene. Și așa, de la an la an, la an la an, am avansat. După 6 mandate, edilul se poate mândri cu o comună dezvoltată care oferă cetățenilor un trai ca la oraș. Administrația locală a investit în educație, infrastructură, spații verzi și de relaxare, culte religioase, în cultură și sănătate.